Sunteți cel mai pregătit. Vă duc din experiență, nu din biografie. Așa a fost. În al treia sfințite, un singur cuvânt cer îngăduință. Scurt. Și binecuvântare. Scurt. În urmă cu puțină vreme, circa o lună, o lună și un pic să fie, aici a fost o conferință, nu dau nume. La un moment dat am avut o discuție în particular, când s-a săvârșit totul, cu unul dintre cei de conferințiari. Nu intru în amănunte, dar la un moment dat, unul dintre dumneavoastră să-mi spună că Părintele Sofian a văzut clar documentele CNSAS, că Părintele Sofian a fost ofițer sub acoperire la al securității și a spus, vă puteți răstigni pentru aceste cuvinte în Sfânta Biserică, pentru că eu l-am cunoscut pe Părintele Sofian. Nu atât de mult, dar la un moment dat Părintele Arsenie Papacioc m-a trimis cu unele lucrări ca să îmi dea binecuvântare Părintele Sofian. Și atunci, când am intrat, ultima oară când am văzut pe Părintele Sofian Botivu, cred că avea mai mult decât darul rugăciunii lui Iisus, cred că avea darul rugăciunii mai presus de cuvintea rugăciunilor. Știți, rugăciunea cea de foc. Deși era la pat, eu și cu fiul meu l-am văzut. Știți cum? Ieșea o lumină roză al nostru din el. E, și cum poți să spui atunci? Minciunile nu le mai promovăm. Dar acestea se dau pe underground cu tipul de documente ce năsați. Ceea ce este un fapt grav. Spunând și Părintele Arsenie Papacioc, și Părintele Ilie Cleopa, Părintele Sofia Boghiu, au umplut țara cu minciuni sfruntate referitoare la Arsenie Boghiu. Urmărirea nu s-a încheiat. Tocmai de aceea aceste momente comemorative trebuie făcute pentru că trebuie să învățăm din erorile trecutului, trebuie să facem din acești oameni, așa cum am spus, altare eucharistice, să reușim prin jertfa pe care au făcut-o, prin cinstirea sfintei jertfe, de fapt, a lor, să încercăm și noi să ne înscriem într-un urcuș duhovnicesc. Bine, facem rugăciune de seara. Luminează-te, luminează-te, noule, Ierusalime, că slava Domnului. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne!
și ne mântuiește pre noi. Amin. Hristos a înviat, mulțumim pentru această zi frumoasă. Doamne ajută!